După aproximativ 3 luni de vacanță, în care copiii au desfășurat activități extrașcolare în instituțiile de învățământ din Câmpul Lung, luni 10 septembrie debutează noul an școlar. Grădinițele, școlile gimnaziale și liceele sunt pregătite să primească în bune condiții elevii. În timpul vacanței, în multe școli s-au făcut lucrări de reabilitare, modernizare sau reamenajat laboratoare și biblioteci. Astăzi, în majoritatea școlilor, se făceau ultimele pregătiri pentru ca elevii să găsească pe bănci manualele școlare, dar și clasele aranjate. Suntem pregătiți să primim pe cei peste 700 de elevi ai școlii, mai exact 740 de elevi. Ne-am mobilizat cu toții și școala este curată. Avem o bibliotecă cu mobilier nou în această vară, este reabilitată. Așa cum anul trecut i-am primit cu un laborator de informatică nou, anul acesta o să-i primim cu o bibliotecă nouă. Avem în vedere ca elevii noștri să fie în siguranță atât din punct de vedere fizic cât și socio-emoțional și suntem pregătiți cu cadre didactice titulare în proporție de 90% și toți suntem cu studii de specialitate. Fiecare copil, elev al școlii noastre, este apreciat, încercăm să dezvoltăm la maxim potențialul său. Ne dorim ca în acest an școlar, ca și în cei care au trecut, să desfășurăm concursuri, ne așteaptă din nou testele naționale, evaluarea națională și, ca de obicei, cred că vom avea rezultate deosebite. Cadrele școlii s-au pregătit în mod special, în sensul că tot din acest an școlar noi suntem filiala Casei Corpului Didactic Argeș și școala investește în resursa umană. S-au desfășurat cursuri pentru toți colegii mei pe tematica educației non-formale, pentru că am și pregătit spații pentru așa ceva, dar și cursuri pe tematica mentoratului, pentru că în fiecare an la noi în școală sosesc colegi noi, de obicei tineri, și trebuie să primească sprijinul nostru. În municipiul Câmpul Lung, toate instituțiile de învățământ au primit aviz de funcționare și sunt autorizate ISU. Cu mici excepții, la catedră se află profesori titulari, mulți dintre ei cu experiență în domeniul didactic. Am mers în acești 4 ani aproape în toate unitățile de învățământ. Toate unitățile de învățământ nu o să fie niciodată pregătite la adevărata lor valoare sau la nivelul pe care ni-l dorim. Aș putea să vă fac declarația că da, sunt pregătite și cred în ea, dar sunt diferențe mari între unități. Unele au beneficiat de proiecte de reabilitare pe fonduri europene, altele pe fonduri locale sau județene, altele nu. Deci ambele tipuri de unități sunt pregătite, dar nivelul este ușor diferit și încântarea copiilor va fi diferită. Deci sunt pregătite, dar mai avem până când vor fi la nivelul ăla pe care ne-l dorim cu toții în toate colțurile județului. Noul an școlar 2018-2019 însumează 168 de zile lucrătoare. Structura anului cuprinde semestrul întâi, care cuprinde 18 săptămâni, 10 septembrie 2018, 1 februarie 2019 și semestrul al doilea cu 16 săptămâni dispuse în perioada 11 februarie 2019, 14 iunie 2019. Vacanțele elevilor din toate ciclurile de învățământ sunt programate astfel. Vacanța de iarnă 22 decembrie 2018, 13 ianuarie 2019, vacanța intersemestrială 2-10 februarie 2019, vacanța de primăvară 20 aprilie-5 mai 2019 și vacanța de vară 15 iunie-15 septembrie 2019. Pentru elevii din ciclul primar și grupele din învățământul preșcolar mai există o vacanță în perioada 27 octombrie-4 noiembrie 2018.